Percheziții în capitală într-un dosar de delapidare. Potrivit polițiștilor sectorului 1, ar fi vorba despre contabilul unui cult bisericesc, suspectat că ar fi luat 800.000 de lei din caseria instituției. Gabriela Del Pupo știe mai multe. Bună dimineața, Gabriela, te ascultăm. Ce date ai? Bun găsit, procurorii de pe lângă parchetul judecătoriei sectorului 1 au dispus două mandate de aducere și unul de percheziție în acest caz. Contabilul ar fi luat în perioada aprilie 2018-noiembrie 2020 800.000 de lei din casieria cultului evanghelic și trebuie să vedem dacă după această percheziție, după ce va fi audiat, polițiștii hotărăsc să îl cerceteze în libertate sau va fi reținut. Polițiștii acționează la domiciliul contabilului în acest moment. Deocamdată nu știm dacă descoperirea faptei s-a făcut în urma unei sesizări sau prin alte mijloace. Urmează să aflăm. Cercetările sunt continuate sub supravegherea parchetului de pe lângă judecătoria sectorului 1.